care este senzația pe care ai tu acum față de Andreea Antonescu? E, am avut stopul cardiac și a doua zi când am ieșit din comă, pur și simplu mi-a venit să fac două lucruri, două. Să-l sun pe tatăl copiilor mei și să zic, hai să facem o nuntă, că noi nu eram căsătoriți, făcusem un copii, dar nu eram căsătoriți. Așa. Și am sunat-o pe Andreea, cu care nu mai vorbisem de 2 ani. Hai să refacem trupa Andrei. Lasă-mă papa la mare, vreau distracție și soare. M-am îndrăgostit lurea, am aflat ce dragostea. Menține ideea de dans. A, totdeauna, pentru că am simțit. De asta eu, când spun că m-am născut pentru a face asta, a fost o chestie din interior care mă ardea să fac show. Da, da, da. Înțelegi? Și am luat rețeta de afară și am zis, nu, eu vreau să fiu completă. Poate n-am vocea lui Beyoncé, poate nu cânt ca Andra, dar eu pot să fiu specială pe piața din România. Am făcut niște piese mai sexy și m-am dezbrăcat în videoclipuri, prinde-mă. Adică am luat rețeta de afară, ăla e marketing american. Păi ce, eu nu pot să-l aplic la mine? Și am învățat ce trebuie să fac ca să mă disociez de Andrei. Fac ceva complet opus. Dar și strângem în brațe. Pentru că tu astăzi, anul ăsta, vei face 20 de ani de zile, m-am gândit să-ți ofer ceva. Ori doi. Oameni cu 40! Ce surpriză! De când te cunosc eu, Petrișor, mamă, și când văd mișcarea asta, așa. Bă, numai pe tine trebuie. În priză flojez direct pe el! El stă cu mâinile și eu pun pe vin și pac, sus, în plajă, sus. Bun, și ce cântăm? Dar vine sau la palatul, începe lumea. Atunci să repetăm 2-3 luni, da. Toată vara repetăm. Dar așa, în general, nu mai repetăm. Nu mai repetăm. Nu știm tot. Veniți la mine cu 2 ore înainte de spectacol să repetăm. Nu mai repetăm. Da, ele chem, pe unele fete le chem înainte. Pe toate. Da. În orice poză, pe orice afiș, paradoxal, dar și egoist. Când eu mă aprind și tu te aprinzi. Ce frumos, ce surpriză. Mă bucur că ți-am făcut o surpriză. Eu azi, ca să pot să țin 2-3 concerte pe zi, ultimul cu band, primele 2 sunt cu dansatori. Pac, mă duc repede cu dansatorii, le-am luat banii și mă duc la ultimul cu...